Un tânăr de 21 de ani, din Șimleu, Silvan Iei, și-a pierdut viața într-un tragic accident, petrecut duminică 14 februarie, între localitățile Românași și Poarta Sălajului. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, accidentul s-a petrecut în jurul orei 7, când șoferul a intrat cu mașina în care se afla într-un cap de pod. Tânărul conducea un autoturism, proprietatea familiei, pe drumul național 1F, iar între localitățile Românași și Poarta Sălajului, din cauza neatenției, a pătruns pe sensul opus de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei.